Ui, 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 ui. Ian, treci aici. Hai. El-i? 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 Da. Da. Aici stai? Da, bine. Da. Luxos cabinet. Bună ziua. Bună ziua. Ce ați făcut cu dânsa? Cu dânsa ce ați făcut? Ia citiți, citiți. Ia citiți. Voi desemnați cine? Statul? Da. Cine ți-l-a dat avocatul ăsta? Avocat de stat. L-ai desemnat? Da. Și ce s-a făcut, îmi spun la cameră? Călcat termenii. Călcat termenii. Dar de ce te gândești tu? Dar nu te gândești că acolo e tatăl lui Elise Stamate? Da. Hm? Și s-a înțeles și ia uite, ia și scrie. Ia și scrie judecătorul. Dar stau eu. Da, dar vreau scrie familia dumneavoastră, nu familia, da, uite, suim noi la deal, oameni buni, distribuiți. Avocatul, eu am încălcat termenii pentru, spune, și ce ai avut în judecată? Am dat experți în judecată. Când i-a făcut, mi-a scris, i-a luat, am mai găsit greșeli. Și acasă vezi că e încălcat termenul. Da. Și mi s-a scris că contestația e depusă tardivă. Da. O, dar până am citit, uite, o... Măcar repunere în termen nu a făcut-o. Da, cum spune... Da. Noi am strigat la judecător, ne-am dus împreună cu Lucia, judecătorul ne-a lămurit. Dar am fost, am filmat, am spus că justiție corectă. Da. Justiție corectă. Și l-a făcut corectă. Repunerea în termen. Toate contestațiile au 10 zile, oameni buni. Nu s-au luat cu toți termenii, cu boală, cu nevoi. Poate ai fost bolnav, poate ai repunere în termen, poate ai uitat, poate ai fost pșcotare, ai dovedzile, trenul, avionul, pașaportul. Nu suntem, înțelegi, poate ești bolnav. Factorul uman, cum ziceți. Este factorul uman, spate. Dar măcar repunerea în termen. Dar o luat și încălcat lui Lucia. Dar ce să nu dați răspunde? Păi familia numărul... E familia și numele vostru. Dar citiți-o. Noi am citit-o. Să vadă oamenii. E ca oameni buni și să înseamnă avocați. Dar eu lupt, uite, lupt de 2 ani de zile. Din fabricare, mai mare fabricare, da. Care încarc termenii, care nu vreau să vină la judecată. Care e bani și nu mai vine, care spune că dosarul e greu. La mine am expirat, eu deja nu mai am contract masiv, nu știu. Dar pe asta sunt problemele voastre. Nu sunt probleme, doamne. Cum nu sunt problemele? Dar vă desemnați, da. Nu asta ce nu sunteți? Păi eu v-am telefonat, o la armărie, o la armărie, eu v-am telefonat. Cum și? Cum și? Dar pe mine asta, gata, avocata nu vine. Avocata și lanta doile care au statul desemnat, au statul plătit, da? Dar cum? Da, să o studiez. Da, și să o cum și vrei la tine? Să te știe în lume și avocat ești și plângere pe tine pe tot locul. Care termen? Tine de-a ta, că ne-i stai. Citești? Care acuzație? Citești? Cine sunteți? Societatea civilă, să te știi, cunoască lumea, să nu te mai iei de avocat în viața vieților. Eu că termen și spus mai mult nu mai lucrează de soare. Da, păi și trebuie, da. Nu eu nu mai lucrez, dar eu în genere nu am contract, nu cu dumneavoastră. Dar ce te-ai dus tardiv în instanță? Consiliu. Dar ce te-ai dus tardiv în instanță? Dar pe întreba-l tu! Eu nu cunosc legea. Nu ieșiți la locul meu. Chiam poliția, chiam poliția. Chiam poliția. Chiamă poliția, Lucie. Lucie, chiam poliția. Nu știu ce înseamnă să suni. Nu știu de ce să vă fac. Acum, ce să fac? Citiți-vă. Păi ia să citesc. Citiți-vă. Acum nu spun. Nu, 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 chem poliție. Chem poliție să constatăm, dar cum dar? Ce constatați? Cum dar? Dar cum? Tu n-ai... Tu îți gândești că nu rămâi cu licență? Tu rămâi fără licență. Da, da, da. Da, 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 eu ți-o promit. Ca și țăul ian. Dragă, lupt eu. Dar lupt eu, dar nu mă lupt. Și vreți? Mâineți încă cateri, eu lupt, eu sunt fără de lucru. Bernard Arță, 77. Chișneu. Chișneu, da. Aici e avocatul care a încălcat termenii și încă ne dă afară. Și nu știu despre care termen vorbesc.
Trebuie de... Cu avocatul, da. Care e statul de semnat, da. O la armărie. Bernardat 77, da. Da. Nu, 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 în cabinet la avocatul. Cum se cheamă? Eduard Patic. Eduard Patic, avocatul, da. Da, 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 da. Da, da. Da, bine așteptăm. Vă închipuiți, încalc termenii. Nu-i destul cât luptă e, dar încalc termenii. Și aici eu găsit o mică virgulă, care de care îi poate agăța la dosar, el încalc termenii. Și iau te, cine sunteți ieși afară? Este poliția. De copă, ne-ați bătut în instanță. Alerg, mișor și din zinut prezentă, că n-ai și nimic de tardiv de pus. Vidânsul, da. Oricum n-am avut mai mult timp. Da, dar ați avut timp, eu am dat la timp toate actele. Acum, am zis că nu am timp, am spus doar și am terminat. Dar eu și trebuie să fac. Eu îmi pierd casa, eu îmi pierd tot. Eu mă grăbesc, dar haideți, gândiți că am întrebat în cât timp vine. Trebuie să mă duc la procuratură, nu, dar și să-mi faci la procuratură, da. Dar licență n-ai să mai ai. Ți-o promit eu. Nu, hai, bine. Uite-mi dosar ce-ai făcut. Începeți, îi faci tardiv termenii, îi faci tardiv, îi depune cu o lună și ceva întârziere. Ba, avocată, și ți-o pus cu 3 luni întârziere. Ba, este ai pune. Da. Păi dai seama și în dosar aici. Și Covăl. Tatăl lor este stămate, da. De partea și la altă, da. Și eu bătut coamă și... Da. Ei s-au interesat la cine avocatul la mine. Și a doilea avocat nici nu se uită că termini tardiv, merge mai departe în instanță. E că așa e, oameni buni. La Moldova cu avocații. Trebuie toată lumea să cunoască și avocată ție, oameni buni. Dar de unde știm? Știm că statul ne desemnează. Dar statul a desemnat, asta e grav. Statul ne desemnat lucrează. Nu vreau să crezi. Trebuie desemnat. Noastră cu mine să văd. Și ce dacă m-am avut dumneavoastră, nu știu. Dați să citesc încheierea. Eu să citesc încheierea. Revin la dosar, să-l studiez și vă spun. Vă spun și da, și să-i spui, da, pe urmă. Ce vreți să vă fac? Am chemat poliția. Am chemat poliția. Dar cum? Cum, dar cum, dar? Dar prin dădeie afară. Că eu mă duc la procuratură. Nu te duci, tu iei încălcat termenii. Avocată și la întădurile nu vrei să contesti. Contestă, fă treabă. Ieșiți, domnul, chemă poliția. Dar pe el nu hoce să-și dați poliție. Ia uite-l adânsul. Ia uite-l, el a încărcat termenii și te aruncă afară ca pe câine. Asta e Moldova? Ieși afară, ieși afară. Dar eu și-ți fac, dar și el nu vrea să iasă, să-i conteste. El a încărcat termenii, eu și-ți fac, am uși, mă duc. Eu n-am studii juridici. Eu ne-am pierdut lucruri, ne-am pierdut casă, ne-am pierdut masă, eu nu om și pe drum. Pentru avocați. Și dacă vorbim cu mine, eu n-am studii juridici. Dar nu vedeți ce faceți, contestat, repunem în termen. Bine, să contestăm sau să repunem în termen, dar dați să studieze. Dar cum să repui în termen? Eu nu știu cum să repui, el e avocat, știe. Da. El știe. Dar nu poate, el cu tațul lui Olisa Stamate să bată? Ei, hai, ei, hai. Ți-ai luat originalul? Plângeri la procuratură, plângeri la poliție, plângeri la Uniunea Avocaților, plângeri la Olesa Stamati, e că tot aici, da. Dar cum? Sunteți în drept? Da. Tu fără licență trebuie să rămâi. Te cunoască lumea să nu te mai iei de avocat nimeni. Haide, vă rog frumos. Da. Haideți, vă rog. Poliția nu a chemat. Dacă o știu, trebuie să mă plângeri? Nu știu. Să avem confirmare până a fost aici. Cum le-ați alungat? Dar ce-mi chema poliția noi? Oameni buni, fiți atenți de așa avocat. Fiți atenți că el rămâne fără licență. Fie că așa vedeți, uite, lui a rămas de 10 ani pe instanță și cum mă duc să ia. Dar Drăgălin aude? Drăgălin nu aude. Dar și eu am nevoie. Vă duc parma și gata, n-am nevoie de noi. Și ne duci în eroare. Să lupt cu tațul Olesia Stamate? Cum e? Cum e? Că adversar parcelant avocat e tatăl lui Olesia Stamate. Covăl. Da, da, și la bătaie o să recem, poliția da. Nu a făcut nică. Nu a văzut încărcări poliția. Dar cum, dar tatăl Covăl, cum să-l dai jos? Da. Tatăl lui Olesia Stamate, cum să-l dai jos? Este să schemele lor, sistemele lor. Dacă eu găsit o virgulă, o crenguță, de ce s-a puși și să înceapă răsculind dosar, și asta e un călcat termenii, poftim. Da, și asta e important. Da, expertiza. Noi am fost la Ministerul Justiției, noi am blat pe drumuri. Da, am blat... Da. Și el a zis, acel de la Ministerul Justiției, expertul a spus, aici e grav, aici e grav. Ții minte? Da. Dosar penal pe toți, da. Trebuie în blocat termen să scăzi dosar penal pe toți, deci că eu văduc palmă. Și amul n-are nimeni dosar penal. Și cred. Și s-a terminat. Ia că luați-vă avocați de la Moldova, oameni buni. E jale mare la Moldova. Așa, 100 de mii am dat și eu
Da, tot așa, tot s-au încălcat termenii. Da, tot încălcat termenii. Avocatul a bani și a încălcat termenii. Și nu e contestat licitația 3, e că și-a făcut avocata și e crâșmarul. A 3-a licitație nu e contestatul. O lăsat așa, rând de streacă. Du-te la Moscova și pe bani, du-te la Leningrad și pe bani. Du-te la Peter și pe bani. Da, și-a dat cu sacul și tot îi spune, mai trebuie bani, dosarul e greu. Du-și citește catistul, ți-a spus. Da, da, procurorul Valentina Bradu, care azi e la Procuratura Generală. Du-și citește catistul, i-a spus. Sfântul Mina sau care ți-a spus? Da. Aici te ajută, Sfântul Mina ajută, catistul. Cred că biserica să te ajute. Da, biserica să te ajute. Biserica, și popa m-a fabricat. Popa m-a fabricat. Ia câte-mi, cine te-a fabricat? Vezi fabricarea unii. De avocați, oameni buni. Fabricate de avocați. Nu, eu nu am luat nimic, absolut. Toți mă duc zero. Decât dacă ești imediat. Eu nu mai îi încredințez. Da, eu nu să procur și nu mai îi încredințez. Mai mult încredințez la nimeni. Fără să mă duc nici la un avocat, mai mult că el. Și-o judecat tot mă duc cu dânsa. Lezat de judecat, mă duc tot cu dânsa. I-am făcut procur ca reprezentant din el și. Pentru că avocatul l-a judecat tot așa-i fac. Fix așa-i fac. Dar pe-o bătut-o, Cova le-o bătut-o tatălui. Cornel Pleșca a umblat 2 ani de zile, nu a scris o literă, o da. Literă nu a scris. Și o să stai și le-ai spus, ce s-a făcut? O literă, eu am contestat, eu am scris recurs, eu am scris, am anexat act, eu am făcut xerox. Nici nu-i pomii 2 ani și o să stai și nu-ți place? Și o să vreau și închide gura. Eu și-ai recuzat, dar și închide gura. Dar pe Cornel Pleșca e drumul mai. E avocatul lui Ieșeala, lui Emie Lupașcu. Al Lupașcu, dar e drumul tălmaș. Corect, și al Lupașcu, judecătoare, da. Nu a scris o buchie nu a scris oameni buni. Păi eu i-am zis lui Lucia, de zi, da. Scrie plângeri, tu ai scris plângeri, că dă-mi și nică, zero, zero, zero. Da, da. Dar și e tardiv, aici e tardiv, aici e foarte grav. Tardiv s-a făcut cu dosarul meu, care eu n-am putut ajunge la CEDU și am luat licența lui Țăulean. Da. El vezi ce spune, mă, el nu mai are contract cu statul. Dar la ce te-ai implicat în dosar și ai dat tardiv? Cum și nu? V-am adus actele la timp. Ia uite, judecătorul, iată încoace pe aia, lumea se vadă și spunem noi. Judecătorul scris tardiv, oameni buni. Tardivitatea, gata, nu poți face nimic. Nu poți face nimic, gata, și-ai îngropat afară. Așa și-a spus omul, îngropat afară, nu ca ta dreptate. Nu ca ta dreptate. Că eu scris cu teme, plus și eu scris zile. Dispune, se respinge plângere semnată de avocatul Patic Eduard, aici este Patic Eduard, în interesele petiționarei Simon Lucia, formulată în baza articolului 313 din Codul de Procedură Penală, ca fiind tardivă, se pune la dispoziția părților absente prezenta încheiere prin mijlocirea grefei instanței de judecată. Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la data pronunțării prin intermediul judecătoriei Chișinău sediu Ciocana, Grigori Manoli, judecătorul. Uitați-vă, se respinge plângere semnată de avocatul Patrick Eduard în interesele petiționarei Simon Lucie, formulată în baza 313, codul de procedură penală, ca fiind tardivă, oameni buni, tardivă. Să fac pușcărie, ca și eu calcat, am da. Da. Și la Ministerul Justiției a spus, aici trebuie penitenciar. E că a schimbat asta de aici și aici, tot e bine în dosar. Noi am fost cu dânsa la expert, da. 5 august, oameni buni. A doilea avocat tot nu vrea să spui nicio. A doilea avocat nu vrea să spui. Că a spus ei tardiv și a doilea avocat, care i-a desemnat tot statul, a doilea avocat, nici nu vrea să ducă la curte de apel. Olga Iobu, nu vrea să ducă la curte de apel. Ce faci dacă e tardivă? Dar cum ce-ți faci? E scris că s-o atacăm și ești zile. Ce-ți faci? Trebuie să o ataci? Scrie, pune-le în ghetă. Ți luăm licența lui Patic Eduard? Îi luăm licența, noi din capul lui. Ai bătut palmă, rămâi fără licență, cum a făcut Țăulean. Și azi te purtăm din urmă ca un nouri de umbră. E ca lupta, oameni buni. Noi vă arătăm. Lupta adevărată. Cu hoții în lege. Criminalii numiți avocați. Tărdivă, băi, omule, ce te glizești? O lună de zile, nu o zi, nu-i două. Judecătorul a spus, s-a fost o zi, două, încă mai închide ochii. Dar e o lună. Iată că lui nu scris club de amănă, plus 15 zile, plus 20 zile. Au și maticul făcut judecător, ia uitați aici. 09-08 plus 10 zile, 20-08-2021. Pentru peționarul Simon Lucia, 09-08-2021 plus 15 zile, 25-08 plus 10 zile, 06-09, dar el a depus-o pe 24-09-2021. Și fără argumentare, da. Dar și fost argumentat.
Și fost bolnav, care va confirme. Da, cu plecat și scotare, a fost bolnav. O uitat, s-a născut un copil, a fost copilul bolnav. Aduce niște argumente. Da. Deci ai făcut intenționat, oameni buni. Da, da. El așa a spus judecătorul, și tot intenționat. Intenționat, da. Intenționat. Da. Trebuie să înțelegi, da. Da. De la 6 august s-o depui la 24 august. Vedeți? Actele, cifrele. De la 6 august s-o depui la 24 august. Tardive, tardive. Septembrie 9, 2000, da, da. O lună. Păi, o dat termenul cel mai termen puteai să o pui pe 6. 06-09-2021. Eu tot v-am dat dumneavoastră, eu nu sunt de actele dumneavoastră. Ești dosarul. Dar v-ați mă duce să fie dosar. Trebuie dosarul. Dosarul. Dar poate să-l rădici comisia de etică și disciplină la unii avocaților. Da. Da. Doamne, ce? Mi-ați dat încheierea copii. E jăli mari, e jăli mari, dar el... Da. Și eu, zi, eu câteți sunt, eu ți-am dat la control. Și am putea să vedeți cum eu am calcat termenul. Dar eu cât ținem la tine la control, Lucia sun la avocat, am sunat toți ca muș, am sunat toți ca muș și nu m-au dat în instanță oameni buni tardivă și s-au dezis de el și avocat și s-au dus să desemnează alt avocat. Și s-au dus și desemnat alt avocat, ei niște ieni de termen tardiv. Eu totdeauna le spun la toți, tardivitatea oameni buni, că eu am pățit-o cu Țăulean, mi-a dat tardiv și n-am putut ajunge la CEDO. Dar cum se ajunge la CEDO? Da, da. Cu injustiția, dar chiar nu-i vreși eu. Da. Dar să sunt experții de la Ministerul Justiției, oameni buni. De la Maria Cibătare. Da. De la Maria Cibătare. De stat. Da. Experții de stat. Care a plătit un bun de bani în anii 2010. Și îi apără pe experții de stat, îi apără tatăl Olesia Stamati. Dacă. Patic Eduard, oameni buni, fiți atenți când luați actele. Coval Vladimir, ia uite avocatul, vedeți? Iovu Olga, avocatul, Coval Vladimir, Simon Lucia, actele. Și Patic Eduard, vedeți? Patic Eduard. La data 24.09.2021, avocatul Patic Eduard a înregistrat prin intermediul Cancelarii Judecătorii Chișinău Serii Ciocana. Da, de chiar că te dea afară și gata, ne-ai văzut? Da, da. Viola are domiciliu, nu? Ieșiți din biroul meu de serviciu. Gata, ți-a fost, ne-ați arătat prin cheierea. Dar pe vine poliția să-i constate. Să constate că ești tu. Să constate că ești tu. Ce-ți constate? Că ești tu, Patic Eduard. Pentru. Cum pentru? Păi tu ai dus în tardiv. Și am spus că nu sunt eu. Eu din pur și știu. Dar cum ai mergit-o pe dânsa și ei spus? Cum ai mergit-o pe dânsa și ei spus că gata? Tu nu mai ești avocat la dânsa. Păi nu sunt avocat. Nu ești avocat? Aha, ați văzut ce a făcut oameni buni? Ia uite-l. Ați văzut ce a făcut Patic Eduard? El nu mai este. Dar cum? Vremurile Plăhatniuc. Dar păi tațul Coval. Ia uite-l. Coval Vladimir. Tațul Olesia Stamati. Coval Vladimir. Poftim. Nu pune mâna pe dânsa, doamne. Aștept, noi am chemat poliția. Nu, știu și cu voi. Hai să ieșiți, vă rog. A, ai făcut-o treaba și gata, vsiu? Ești erou? Nu, eu fără dânsă nu ies. Ei, reprezentantul eu. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut cu asta? Când? Nu, voi fără dânsă, nu mă duc mâncăiere fără dânsă. Fără dânsă. Care mâine, dar eu și am bani? Eu și-o mie, domnule. Mă dai zarplată de șomier. Eu 2 ani îmi vin stați fără un leuț. Dacă este avocat. Patic Eduard. Haidem. Ia, asta e. Eu. Actele. Vă dați seama, actele. Avocații. Criminalii. Patic Eduard. Nu ți-o mănâncă lupul la Comisia de Etică și Disciplină? Alesia Stamati. Tațul lui Alesia Stamati. Oameni buni. Asta e mafia din Republica Moldova. Asta e Moldova criminală. Moldova criminală. Aici erau trebuie. Aici știe cu... Wow! Știe cu oficiu ăsta. Eu știu cu... Da. Eu știu cu oficiu ăsta. Ia uite criminalitatea Republicii Moldova la față. Și criminali țineți voi pe aici. Ia uite aici. Când veniți la dânsă, vedeți ce frumos vă vorbesc? Ia uitați când veniți aici ce frumos vorbesc. Aici e Vladislav Grebincea, aici, drepturile omului. Știu, nu-i nimeni? Da, da.
Văd slav grebdincea, drepturile omului. Și drepturile omului. Iaca drepturi, iaca eu făcut dreptate. Drepturile omului, vedeți? Vladislav Grebdincea, dar ce avocat ții pe aici? Bat palma cu tațul lui Lise Stămate? Da, cum de nu? Da, cum de nu? Da. Cine dar aici? Stai o leacă, aici dar e și alălaltă, e Năgăcevski. Da, ori Năgăcevski, ori Vladislav Grebdincea, ia câte lise. Lucrat, s-a dusat, 15 zile, dar de 5 ori sunat. Ar suni, da. Mai departe, da. Ia uite, vezi? Lasă, da. Hai la revedere. Hai că vine poliția și scrim la... Scrim și la... Oameni buni, feriți-vă de Patic Eduard. Feriți-vă. Care-ți nimerie? Bernardarță 77. Nu veniți nimeni cu așa. Nu veniți nimeni cu așa, oameni buni. Așa e foarte grav. Aici sunt avocații, criminalii. Aici sunt avocații, criminalii, că vă arătăm. Acum, proaspăt, 5 august, iactă-le. La data 24.09.2021, avocatul Patic Eduard a înregistrat prin intermediul cancelarii judecătoriei Chișinău, Sergiu Ciocane, plângere formulată în baza articolului 313 din Codul de Procedură Penală, prin care a solicitat anularea ordonanței procurorului în Procuratura Municipiului Chișinău, oficiu Buican, Gheorghe Varvărici, din 0806-2021, sau ordonanțe procurorului adjunct interimar al procurorului șef al procuraturii, oficiului Buicani, Mihail Gheorghe, din 0408-2021, cu înlăturarea neajunsurilor în vedere... Șuire, în vederea respectării drepturilor și libertăților fundamentale. Fiți atenți de Patic Eduard și de Bernardarță 77. Fiți atenți, oameni buni. Aici e criminalitatea Republicii Moldova. Așa că aici e lipădătura de Igor Popa trăiește. Iectele. Are un etaj întreg în casa asta. Iectele. Un etaj întreg în casa asta e lui Igor Popa. Dar ia ca aici. L-a deposedat departament acolo în fund. E că dacă și echip să vă arăt cumva, acolo în fund este o casă, e că așa ea. L-a deposedat pe un domn, l-a deposedat de apartament. Vă închipuiți? L-a deposedat pe un domn, ușos în penitenciar și l-a deposedat tifoi. Tifoi Eugen, procurorul. Eu vă arăt criminalitatea Republicii Moldova, iactă-le, centru. Iactă-le, cabinetul lui, vedeți? Au și aici. Au ce aici, ei plătesc chirii, domnii ferește. Iată, scrie plângeri, explicații, hai. Vine poliția, am chemat poliția și ne lămurim. Bună ziua, bună ziua. Direcția poliției, mă numesc. Scriem plângeri, da. Dacă citiți, băieți, vedeți, la data de 24.09, Patic Eduard a înregistrat prin intermediul Cancelarii Judecătoriei Chișinău, și vă uitați sfârșitul, nu vă trebuie mai mult. Că e restul, știți cum, e, ce uitați aici. Se respinge plângerea semnată de avocatul Patic Eduard în interesele lui Simon Lucia ca fiind tardivă. Ne-au încălcat termenii de luni de zile. S-a înțeles? Special. Da. Când m-am venit să ne clarificăm, eu nu pot să ne arăt. El a început să-mi dea față, da? Zice ne-a furat miliardul? Da. Ia uite, cumnatul lui Plăcătniuc a luat 30 de milioane. Este. Da. Cumnatul lui Plăcătniuc este. Așa că fiți atenți, Patic Eduard, Bernardat, 78. Ce nu știți de lungi de frate? Mi-am fost nevoie să chemăm poliția. S-a liniștit până la urmă. Cum fai cu tot? Odată, dacă ardivă gaza, nu se face nimic, decât să luăm licență. Înțelegeți? Nu poți face nimic. Eu dat să treci la curte de apel, avocatul Iovu nu vrea să treci. Că-i tardivă, stai să spun. Da. E tardivă, dar eu spun. Eu am spus, veniți la măriță, ați făcut tardivitatea, scriți, cereți repunerea în termen și sunteți avocat. Nu știți, vă ieșiți de aici și ieșiți de aici. El o să lămurească, pe urmă, el o să o suni. Când? Ia uite, pe cine ce-i primit, pe 15 zile, 20 trebuie atacată. Bine, o să mergem.